Astăzi avem un dublu eveniment, lansăm un nou număr al revistei, iată la 24-a întâlnire lansăm numărul 24 al revistei Film, este vorba despre numărul 2 din 2019 și l-avem invitat și pe domnul președinte al Unii Cineaștilor din România, domnul profesor Laurențiu Damian. Am să invit alături de mine pe doamna Dana Duma, profesoară și critic, care este asemenea redactor șef al revistei Film, să ne spună două vorbe despre noul număr care poate fi acționat de la Casa de Bilete a Cinematecii și pe domnul președinte Laurențiu Damian. Filmul din această seară e puțin cunoscut și merită să fie cunoscut și întâmplarea face să există o legătură foarte strânsă între noul nostru număr și filmul pe care l-am ales, lovind o pasăre de pradă. Deci noul nostru număr are, în afară de un interesant dosar cu romii la cinema, eu cred că este primul dosar de acest fel care discută reprezentarea romilor în cinematograful românesc. Niciodată cred că nu s-au reunit atâtea texte serioase pe tema aceasta. Și în afară de acest dosar, deci consistent și pe o temă discutată pentru prima dată, zic eu, avem un text interesant al domnului Laurențiu Damian despre figura lui Mihnea Gheorghiu, din păcate foarte ușor demonizat ca fiind omul sistemului dinainte, activistul care nu știu ce, uitând să-i se recunoască meritele, deci măcar și pentru că a tradus integral la Shakespeare, măcar și pentru că a tradus un Viac de singurătate de Gabriel García Márquez și măcar pentru că a înființat primul festival internațional de animație din zona asta, Festivalul Internațional de la Mamaia, care a avut, din păcate, numai 3 ediții, 66, 68, 70, era al doilea de importanță internațională după festivalul de la Annecy. Măcar pentru meritele astea și figura lui chiar nu merită reconsiderată, ceea ce deci găsiți în acest text al domnului Laurențiu Damian. Avem un număr cu foarte multe reportaje de festivaluri. Am analizat și evenimentele primăverii, fie gala premiilor Lucin și gala premiilor Gogo, care împreună cu analiza filmelor prezentate la TIFF oferă, ca să zic așa, un peisaj al schimbărilor din cinematograful nostru pe care unii s-au grăbit să îl denumească moartea noului cinema românesc. Adică mișcarea aceea coerentă, internațional recunoscută, care se consacră destul de multe studii academice internaționale și care au însemnat momentul cel mai strălucitor al cinematografului românesc, noi am încercat să polemizăm puțin cu ideea morții bruște, demonstrând că există o relație de continuitate, nu de ruptură, între începuturile acestui nou val și formele de cinema, deci care se practică în acest an 2019, sigur că mult mai familiare cu convențiile de gen, mai dispuse să asimileze și sugestii din cinematograful comercial, dar în esență păstrând destul de multe achiziții ale noului val. Și probabil că cel mai bun exemplu este filmul La Gomera al lui Corner Porumboiu, deci care a și fost singurul nostru film în selecția oficială de la Cannes și care a fost, să zicem, perla selecției românești de la TIFF. Și nu în ultimul rând, am ajuns să fie la interviuri. Avem un interviu interesant cu Wang Yao, un critic din China, îndrăgostit de filmul românesc, despre care a și scris o carte care va apărea la anul. Și cel mai important este interviul cu Iosif Demian, făcut cu puțin timp înainte ca el să plece la Budapesta, unde montează acum noului film.
Din păcate, ar fi vrut extrem de mult să fie astă seara alături de noi, după cum veți vedea din mesajul video pe care mi l-a trimis. E într-o dispoziție, ca să zic așa, extrem de generoasă în a-și aminti și cinematograful dinainte de 1990, dar și de încercările lui de a reveni, practic de a se reinsera în societatea românească, în fine, și în mediul cineaștilor și, în fine, din păcate, nu a avut nicio șansă până acum, când i s-a întins o mână de către Cristi Puiu. Sigur că el mai are un documentar despre Roșia Montană, care e bun, a și fost premiat la asta, în fine. Deci, cam în ultimii 10 ani, Demian face obiectul unor retrospective, în special cu O lacrimă de fată și baloane de Curcubeu, despre care scrie Azap în numărul nostru, dar veți afla extrem de multe detalii puțin cunoscute până astăzi în legătură și cu cele două filme, deci care sunt pe locul întâi și despre care se scrie și în mediul academic internațional. Veți afla și detalii despre noul film, Rondul de noapte, care cred că va fi unul dintre cele mai interesante filme românești ale anului 2020.